încă o știre despre climă și poluare de la ziarul The Guardian. Sunt toate articole care repetă. La guerra in Ucraina. Care este titlul? Războiul în Ucraina accelerat. Colapsul climatic mondial. De ce? Pentru că toate țările fac concurs ca să și ca să aibă gaz și în mod paradoxal poluează mai mult decât înainte. Societal Press, ziarul The Guardian, Reuters și alte titluri. Adevăratul motiv al poluării este războiul, care este provocat de cine? De egoism. Războiul provoacă cursa pentru gaz, care provoacă poluarea. Cu alte cuvinte, este poluarea inimii umane care provoacă tot răul, până când nu va își curăța inima, își pierd timpul. Poluarea nu vine de la gaz. Este ca și cum ai spune, tu te lovești, tu dai cu ciocanul peste un deget și în spatele ciocanului era un pistol cu care tu te-ai împușcat. Este ca și cum tâmplarul care își taie degetul, ferăstrăul mi-a tăiat degetul. Nu, ești tu pentru că te uitai la nori. Am văzut pe tâmplar că de multe ori au degetele tăiate, sunt aceste ferestrăi circulare. Se numesc așa, ferestrăi circulare, care sunt foarte periculoase. Toți știau degetele acolo, în ferestrăul circular. O masă cu un ferestrău circular care iese din mijlocul mesei. Dumnezeu m-a protejat în felul acesta ca să nu folosesc o astfel de mașină. Cu alte cuvinte, poluarea vine din inima omului. Ce faci acolo să mergi pe Marte, Musk, să exportezi ce anume? Homus erectus al lui Darwin, maimuțele lui, ce vrei să exportezi pe Marte? Până când lumea nu și curăță inima, pierde timpul, pot să facă războaie, se pot înarma cu toate bombele atomice care vor. Ei doar înrăutățesc situațiile. Dacă tu mergi la primul război mondial, a fost primul război mondial care l-a provocat pe al doilea război mondial și este al doilea război mondial care a provocat toate războaiele care au urmat. Războaiele sunt cursa de stafetă al diavolului pentru a introduce ce semințele în terra pământului inimilor oamenilor. Nu este gazul de care lumea are nevoie. Lumea are nevoie, lăsați-mă să spun, sunt persoane care nu sunt creștine, cine ascultă, eu vreau să vă spun că Dumnezeu vă iubește și eu vă iubesc, eu vreau să vă spun tuturor celor care nu credeți, nu este el gaz sau de petrol sau de politicianul perfect. Pentru că atunci când l-au ales pe Hitler, era politicianul perfect. Mussolini la fel, toți au urmat. Oamenii nu au nevoie de un politician, au nevoie de Dumnezeu, de poruncile lui Dumnezeu, de dragostea sa, nu de religii, pentru că religiile sunt gunoaie. Pe religios trebuie să iubim. Religiile să le aruncăm, la gunoi. Pentru a rezolva problemele lumii, cei bogați, cei bogați se gândesc că pentru a rezolva problemele lumii trebuie să îi oprime pe cei săraci. Și băncile ce cred? Săracii, nu toți, cei sloganizați,
săraci și ce mai mult săraci, masele, cred că vor rezolva problemele lor doar prin revoluțiile violente, pa cuvântul lui Lenin, al lui Stalin, al lui Mao, pentru că în revoluții noi vom omorî pe cei răi, iar noi printre virgule cei buni îi vom salva lumea. S-a descoperit că inima este cea rea. Este nevoie de un Iisus. S-a descoperit că trebuie să renaști din nou ca să devii mai bun. Și mai este clasa cealaltă, cea a bogaților. Pentru a rezolva problemele lumii, este nevoie de depopulare, în mod natural. Însă, nu înțeleg că atunci când erau în lume doar două persoane și aceștia l-au ascultat pe Domnul Șarpe, s-au împotrivit lui Dumnezeu, s-a rebelat și ce vrei tu să depopulezi? Lumea era, nu era populată pe atunci. Este ambientul perfect în care nicio multinațională nu poate să-ți o da. Tu poți să fii multinaționalist care dor pe miliarde, cu 10 prostituate în casă care te așteaptă. Ești un sărac disgrațiat și poți să-ți iei toate pilulile care vrei. Și aceștia spun, când moare acesta ca să noi luăm ereditatea? Ca să luăm averile. Vedem că aceștia erau doar doi. Eva nu trebuia să facă nici măcar ouă și șuncă. Nici măcar nu trebuia să gătească. Nu era nici măcar ca unul ca mine, care e cu Deborah, care trebuie să o torturez ca să-mi facă mâncare italiană. Pentru că face doar mâncare daneză. Glumesc. Ea este o bucătăreasă super fină, dar aici râzând se spune adevărul și glumind. Trebuie să glumim. Tu încerci, dar în cele din urmă pui în practică ceea ce Biblia îți spune, mănânci ceea ce ți se pune în față. Nu poți să predic că dacă ea mi-ar spune, dragul meu soț italian, gătește-mi o mâncare daneză, eu aș fi de același nivel. Dumnezeu să te binecuvânteze, Deborah. Eu nu mă plâng deloc. Eu nu am nimic de reclamat. Aceasta este istoria lumii cu două persoane care erau deja mulți și nu mergeau bine. Când au fost doar doi frați, unul ca aici, celălalt Abel, nu a mers nici atunci bine. Erau doar în patru persoane. Wow, ai toată planeta! Și nu ți ajungea. Și nu erau încântați. Erau în afara grădinii și mergeau unde vrea. Eu mi-au toți dinozaurii, toate vacile. Nimic. Până când Cain nu l-a omorât pe Abel, se presupune că nu a fost fericit. Atât cât Abel era de partea cealaltă a planetei, el nu putea să doarmă până când nu putea să îl jupuiască. Și în cele din urmă l-a ucis. Și ce s-a întâmplat? Ce a rezolvat când l-a ucis pe Abel? Nimic. Era un asasin în inimă înainte și a rămas și după aceea la fel. Aceste multinaționale mă face să râd dacă nu pot să plâng. Ce vor să depopuleze? Vechiul continent Europa era suprapopulat, așa cum se zice, erau câteva milioane, dar era suprapopulat de capre, diavoli, posedați, religii, persecuții împotriva evreilor. Și atunci a intervenit Dumnezeu și a trimis un porumbel care l-a adus pe Hristos. Este așa că se interpretează Cristofor Columb. Un porumbel care îl ducea pe Hristos. Pe trei nave care reprezentă Trinitatea, care
ca un flutur care vreau să ajungă în Sri Lanka, schimb au ajuns în Sud America. Dumnezeu provede suprapopularea caprelor, nu persoanelor, din Europa. A condivis toată planeta, iar evreii s-au dus în Sud America, iar când lumea va fi suprapopulată, se gândește Dumnezeu fără banii lui Elon Musk ca să meargă pe Marte și cum va face Dumnezeu? Vrei mult științific să știi, dar tu știi cum? Bineînțeles, cum va face așa? Va pocni din degete. Este așa cum cele trei nave au ca un flutur s-au dus în America. Așa Dumnezeu le va trimite cu astronave prin teleportare. Se va aprinde o lumină verde. Așa cum zic că va ajunge pe Marte. Dumnezeu este capabil să facă și aceasta. Și atunci nu este nevoie ca să depopulez. Pentru că nu este nevoie de depopulare. Dă-mi o scriptură, te rog. Marcu 8. 36 și 37. Acesta este un mesaj pentru multinaționale, iar ele nu mă ascultă și nu știu de ce. Fiindcă la ce îi va folosi unui om dacă va câștiga lumea întreagă și va pierde propriul suflet? Sau ce va da un om în schimbul pentru sufletul său? Marcu 8, 36-37. Mai este un pasaj care este împreună cu aceasta, Luca 16, de la 22-23. Și s-a întâmplat că cerșetorul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Și bogatul a murit de asemenea și a fost îngropat. Și în iad își ridică ochii, fiind în chinul, și îl vede pe Avram de departe și pe Lazar în sânul lui. Luca 16, 22, 23. Fraților, să nu ne plângem de adversitate. Nu sunt nimic în comparație cu eternitatea pe care Neghina trebuie să o treacă. Pentru că noi care încercăm să-L urmăm pe Domnul, ne vom aștepta la o eternitate cu Isus și trebuie să-mi dai Psalmii 92 și închid, de la 8 la 15. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu să te binecuvânteze, dar Tu, Doamne, ești cel mai înalt pentru totdeauna, căci iată, dușmanii Tăi, Doamne, căci iată, dușmanii Tăi vor pieri, toți lucrătorii nelegiuirii vor fi împărtășiți, dar Tu vei înălța cornul meu ca al unui unicorn. Voi fi uns cu un de lemnul proaspăt. Ochiul meu de asemenea va vedea dorința mea împlinită asupra dușmanilor mei și urechile mele vor auzi dorința mea împlinită asupra celor stricați ce se vor ridica împotriva mea. Cedre va înflori ca palmierul, va crește ca un cedru de Liban. Cei sădiți în casa Domnului vor înflori în curțile Dumnezeului nostru. Vor aduce rod la bătrânețe. Ei vor aduce rod și la bătrânețe, vor fi grași și înfloritori, ca să arate că Domnul este integru, El este stânca mea și nu este nedreptate în El. Aleluia! Psalmii 92, de la 8 la 15. Fraților care sunteți bătrâni ca și mine, bucurați-vă, lăudaților! I-am început să înfloresc, am obosit să mai îmbătrânesc. Este o decizie bună. Am doar 75 de ani și este o vârstă frumoasă, nu? Foarte tânăr. Da, dar tu ești în sănătate. Mulțumim lui Dumnezeu. Eu nu mai pot să alerg ca vântul așa cum faci tu. Da, dar tu alegi în spirit. Eu nu mă plâng. Mulțumesc lui Dumnezeu. Fraților, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Este Angela care face semnale de fum. Punem un cântec care vorbește despre poluare, care este problema pe care o explică Marochi și după aia continuăm cu alte știri referitor la războiul din Ucraina. Este America care vrea să finanțeze și este America Europa care nu vrea să financeze. După cântecul lui Marcello Marocchi, O lume fără inimă.
pulire il cielo, faremo tutto nuovo. Vogliamo foreste alte, vogliamo laghi come specchi, vogliamo spiagge deserte, le vogliamo sempre aperte. Vogliamo cavalli bianchi, vedere gli aironi in volo. Vogliamo che la faccia non si sporchi più di nero. Vogliamo bambini sani, con un futuro dentro gli occhi. Vogliamo montagne verdi e non alberi secchi. Vogliamo, vogliamo, ma dell'uomo dimmi cosa ne facciamo. Vogliamo un mondo pulito, ma come uomo io mi sento un po' tradito. Vogliamo pulire il cielo, faremo tutto nuovo. Vogliamo vedere un bimbo che coglie fiori in mezzo a un prato, correre a piedi nudi senza il rischio che si buchi. Vogliamo